Lucrările pentru obiectivul de investiții, varianta ocolitoare a municipiului Arad Est au început în toamna anului trecut. Cenea SA, prindere de pe Mișoara, este supervizor al acestei investiții lansate de Consiliul Județean Arad în parteneriat cu Campania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. În momentul actual, stadiul lucrărilor este de 38% și se lucrează cu circa 175 de muncitori. Se află în curs de execuție lucrări la terasamente, umpluturi la rampa podului peste mureș, strat de formă, fundație de balast. La podul peste mureș se lucrează atât la infrastructura podului, cât și la suprastructură. Se montează grinzi, predale și placă de suprabetonare. Obiectivele lucrărilor sunt. Un pod peste râul Mureș, un pasaj peste calea ferată, cinci sensuri giratorii, două intersecții în cruce, o pistă de biciclete de 7,2 km și două stații pentru mijloacele de transport în comun. Termenul de finalizare al contractului este ianuarie 2025.